Zile de octombrie, blânde și harnice pe ogoarele țării. Veștile de la sate anunță cu conciziunea comunicatelor de front izbânzile bătăliei pentru recoltă, pentru pregătirea celei viitoare. Porumbul curge spre hambare, podgoriile trimit spre crame strop de soare adunați în ciorchin grei. Recoltăm la șes și pe dealuri, pretutindeni, și în curând vom cinsti munca noastră, strădania oamenilor de pe ogoare, cu aroma tulburătoare a vinului nou. Avem o toamnă bună, să-i urăm și să o facem să fie tot așa la mulți ani. Etava 73. Amplă manifestare internațională destinată să impulsioneze schimburile economice și cooperarea în multiple domenii și a deschis porțile la București. Organizată de Camera de Comerț a României, expoziția reunește firme prestigioase din țări cu tradiție în producția de echipament, utilaje și materiale pentru agricultură, pentru industria alimentară și cea de ambalaje, accesorii pentru turism, vânătoare și pescuit. Bine reprezentate sunt produsele românești expuse de numeroase centrale industriale, faptul atestând măsura crescândă a participării noastre la Diviziunea Internațională a Muncii, la dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu alte țări. De mărețele ruine ale Târgoviștei, de frumosul turn al Chindiei, legăm cel mai ades numele viteazului domn Vlad Țepeș, figură legendară a istoriei noastre. Iată însă că, urcând de la Curtea de Argeș, descoperim un loc mai puțin cunoscut care amintește de domnul țării românești, cetatea de la Poienari. Zidurile ei, se povestește din bătrâni, ar fi fost ridicate de boierii pedepsiți de domnitor pentru fără de legile lor. La Poienari, istoria vorbește turiștilor de la noi și din alte părți, în graiul de piatră al veacurilor. Înscrieți pe itinerariul excursiilor dumneavoastră cele 1400 de trepte ale cetății de pe Argeș în sus.